Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod unde vă voi învăța cum să faceți rost de skinuri foarte ușor pe CSGO, până și dacă aveți 2 euro, nu știu, de exemplu aveți Paysafe sau așa și știți că nu vă puteți băga 2 euro în Steam să vă cumpărați Steam. Adică 2 euro, ți-a mai rămas așa rest un pic de pe ceva și cumpărați și vreți să iei skinuri. Păi astăzi vă voi învăța cum să vă luați skinuri. Păi intrați voi frumos pe G2A și vă văd nave, pep, safari, mesh. Eu am deja, adică eu mi-am luat deja skinuri, nu mai să pun aici. Mi-am luat ceva skinuri și o să mai iau un episod acesta ca să vă și arăt. Am 3 euro în Steam pentru că mi-am cumpărat un name tag pentru acest, deci mi-am luat astea 3, mi-am luat de pe G2A. Ăsta e 3 euro. Ăsta e 2, 1, de fapt, uite, da, eu l-am luat cu 2 și ăsta e 0,01, așa. Deci hai zicem că vreți să vă luați, uite, un Glock și un USP, că și eu vreau un Glock și un USP, că n-am deocamdată. Ok, păi eu le-am adăugat deja în cărucior, dar uite, zice că aici Glock. Da, și aveți aici, uite, un Wraith, uite, sau un Dead Wraith, dacă dați aici, l-a adăugat în coș, eu deja l-am adăugat în coș, uite, Battle Scare, de cel mai nasol. Mă rog, l-a adăugat Secure Checkout, adică să vă luați, cum ar veni, comanda va fi așa. A, uite, nu mai, nu mai este un de ăsta. Hai să vedem. Deci nu mai era de la, hai să vedem, USP. O să luăm un torpe de ăsta. Bine, nu mai e ăla care l-am luat. Uite, luăm pe ăsta, 48 de cenți. Ok, așteptăm. Avem astea două. Dezactivăm G2A Shield, în primul rând, eu l-am dezactivat deja, vezi, 0,78. Mergi la plată. Așa, deci, hai să vedem, așteptăm așa. Așa, acum dați aici, pay with G2A, sau dați acolo Paysafe sau ce aveți voi, eu pay cu G2A. Carduri de credit. Și aici am cardurile mele de credit, așa că eu o să închid acum ecranul, să nu vedeți voi, că o să vrească să bag datele și alea și nu vreau să vedeți chestia asta. Bag datele, după ce le-am băgat o să vă pornesc. Plata voastră se procesează, așa, stați numai un pic. Gata. Deci, tranzacția este în curs. Așa, hai să vedem. Ne-am cumpărat chestia de 3 lei, deci nici nu-i mult. Așa, după, intrăm aici și avem aici chestia. Ok, get item. Get item și o să vă pună să vă băgați trade link. Eu deja mi l-am băgat. Așa că acum o să trebuiască să așteptăm și o să ne dea un trade offer. O să ne apară aici când ne-a dat un trade offer. Așa, așteptăm. Acum trebuie să ne dea trade offer-ul. Unde trade offer-ul mă tu n-auzi? Așa, dăm aici pending trade offer. Și ne-a dat Luiza asta, mă rog, dăm aici accept. Așa, după dați aici confirmare și dați accept trade. Așa, și acum o să primim ăsta în inventar. Și acum dacă ne uităm, stați mai așa un pic, inventory, dacă ne uităm aici, îl avem. Și așa facem și cu celălalt, stați mai un pic așa, get item. Și acum o să facă la fel și cu acesta, ăsta la altă. Am o dată, așa, gata, ne-am primit trade offer-ul și facem la fel și cu ăsta la altă. Și l-am primit în inventar. Hai mă, așa, pac, accept trade, easy skins. Și, na, puteți să vă luați și cu 2 euro. Și, păi, rău, știți că nu puteți aici dacă dați, adăugați account details, advance. Nu puteți, puteți doar 5 euro, dar așa vă luați skin și așa, să un pic. Game capture acum, CSGO, intrăm pe CSGO, sper că îmi dă recall. Așa, îmi dă recall, e plus 2 iteme, dăm aici și avem itemele astea două. Dăm aici așa, așa, așa și gata, aveți iteme. Easy money. Ok, pă, puteți faceți așa, da, să vă luați skin-uri. Cât de zi nu știți că nu puteți să băgați în Steam mai puțin de 5 euro. Așa că sper că v-am ajutat. Așa vă luați voi skin-uri easy. Asta e frumos, așa e băieții, foarte frumoase. 147 de kg am și sticker Born October 2016. Și blumenița, oricum, vă luați și voi skin-uri și ne vedem la viitoare. Bye, bye!